mi-am rupt și degete și mâini și genunchi distruși, cartilaje, tot. Tinerii s-au întrecut în salturi și figuri până la epuizare, dar nimeni și nimic nu i-a putut opri. Senzația a fost inedită, după cum ne-au explicat chiar ei. Cu toate acestea, chiar dacă le tremură picioarele atunci când aterizează pe role sau skateboard, reușesc să se redreseze în doar câteva secunde. Încep prin a face o încălzire scurtă, apoi își exersează timp de câteva ore mișcările. M-am apucat acum 12-13 ani. Și de curând avem posibilitatea să ne dăm într-un skatepark amenajat. Este foarte bine, vedeți, se pot organiza și evenimente. Arena Gravity Park de lângă lacul Tăbăcăriei a devenit de câteva zile neîncăpătoare. Tinerii au început să se pregătească din timp pentru marea provocare, a patra ediție a competiției East Coast Rolling. 17 concurenți, premiile sunt diverse, produse din punct de vedere al rolelor. Deși doar unul dintre cei 17 tineri care au participat la competiție a primit titlul de cel mai bun roller, niciun participant nu a plecat acasă dezamăgit. Concursul East Coast Rolling, organizat cu sprijinul Gravity Park Constanța, i-a convins că merită să-și stingă setea de adrenalină la Gravity Park.